Produsul românesc ar putea deveni adevăratul brand de țară atât în România cât și peste granițele ei. Este extraordinar să ajungă cât mai multe produse românești în străinătate, fiindcă brandul de țară este până la urmă un cumul de branduri sectoriale și eu sunt convins că avem suficient de multe produse românești care să se bată de la egal la egal cu produse străine. Condiția primordială este ca produsele de tipul magiunului de topoloveni, cârnații de pleșcoi, zacusca sau brânza de burduf să fie adăugate în coșul de cumpărături înaintea pastelor italiene sau a fructelor lipsite de gust din Turcia. Se aduce prin această simplă alegere la raft un plus economiei românești, care în final se traduce în menținerea locurilor de muncă și plătirea salariaților care au pus umărul la produsul finit pe care noi îl consumăm. Cu alte cuvinte, putem sprijini industria alimentară din orice colț al lumii, doar prin alegerea produselor românești, care de altfel sunt nu de puțin ori chiar mai bune calitativ decât cele din import. Pe segmentul apelor minerale, de exemplu, produsele românești sunt mult mai bune decât produsele de top care costă cu 600% mai mult decât produsele românești. Și e păcat de Dumnezeu că același brand care în România și îl conștientizăm că e bun sau alte branduri de ape minerale, nu se regăsește și pe masa restaurantelor de 5 stele, iar în România, într-un restaurant sau într-un de 5 stele sau într-un hotel de 5 stele, nu o să găsim o apă românească, ci pare așa un fel de trend, de un lucru foarte bun, să bem un anumit tip de brand de apă mineral, care costă și mai mult, iar pe indicatorii organoleptici și tot ceea ce înseamnă analizele fizico-chimice, nu este chiar atât, să spunem, cât ar trebui să fie în raport și cu prețul și cu imaginea. Deși la capitolul teoriei stăm foarte bine, mai avem mult până ne vom orienta cu adevărat preferințele asupra produselor autohtone, pentru că, în continuare, cei mai mulți români le aleg doar pe cele străine.